Pensionarii și nu numai ei apelează la ajutor financiar în preajma sărbătorilor creștine, nu doar pentru a avea ce pune pe masă de Paști, ci și pentru a-și cumpăra medicamentele de zi cu zi. Președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vâlcea, Grigore Răban, recunoaște că situația este grea pentru toată lumea. Cel mai mic împrumut în această lună, uitați, este de 110 lei, două împrumuturi sunt de 200 de lei, două împrumuturi de 300, patru împrumuturi de 400, nouă împrumuturi de 500 și dacă aș lua la 3.000 de lei, avem 24 de împrumuturi, la 1.515 împrumuturi și cât și între ele sunt fel și fel de împrumuturi pe care noi le rezolvăm zilnic. Pensionarii vorbesc liber, nici nu trebuie să întrebați. Păi nu, dar ce se întâmplă? Ca să luăm numai răspunsul la ceea ce, domnule, dumneavoastră nu vedeți că se apropie Paștele și trebuie să-mi cumpăr cu tare, să-mi cumpăr cu tare. Dar mulți se falsifică acest răspuns. Pentru că idei, mulți dintre ei se împrumută că, domnule, au de cumpărat niște medicamente. Pensionarii, și nu numai pensionarii, să-mi băgați în seamă cam din 4 în 4 ani. Sau depinde ce etapă este, să zicem, chiar locală, chiar generală și în alta. Și să știți că de cum au început să procedeze, parcă îi și bucură faptul ăsta că nu-i mai vizitează nimeni. Mai bine să-și vadă de treburile lor acolo, ei ca ce sunt pe unde sunt, dar mai sunt unii care, într-adevăr, mai întreabă. Cum s-a mai întâmplat și aici, să zice, domnul, dar ce mai faceți, cum o mai duceți? Domnule, întrebări, chiar dacă sunt destul de vulnerabile și ușoare de tot. Dar vină, domnule, și mă întreabă cât de cât, așa, pentru că ești și tu un om care ai plecat dintre ei, domnule, dintre ei și după aia mai revin între ei. Pensionarii vorbesc cu mare greutate despre această modalitate de a-și completa bugetul. Alții care au avut salarii mai mari spun că au strâns bani albi pentru zile negre. Voiam să vă întreb dacă obișnuiți să faceți împrumuturi la CRP. Păi nu fac acum, că n-am... Nu, dat... de-a lungul timpului. Ei, o mai face acum, acum 10 ani, poate. Ne luat interviul de acum. Nu, am vrut să știu dacă mai faceți. Mai facem. Ați făcut până acum? Am rate acum. Uh-huh. Mai am 3 rate să dau. Sume mari obișnuiți să împrumutați sau atât cât vă puteți permite să plătiți? Am luat 10-15 milioane. Și ce faceți cu banii? Reușiți să vă cumpărați medicamente sau alte lucruri? Eu nu ne ducem să-i bem. A, nu, nici vorba, da. Facem operație la ochi pentru, cum îi spune... Cataractă. Cataractă. Și ce mai e nevoie în casă? N-am avut nevoie. Am lucrat de așa fel și am administrat salariile al meu și al soției de așa fel încât n-am avut nevoie să fac. Numai că am plătit la copii, le-am plătit datoriile, le-am plătit, mă rog, ce-au luat și ei, copii. Și să avem grijă de nepoții la școală. Dar înțelegeți pe cei care apelează la modalitatea asta? Da, înțeleg, da. Dar nici nu fac uz de lux, de, eu știu, lucruri din astea ieșite din, aș putea ieșite din comun, știți, cu băuturi, cu chestii, cu nu știu ce, nu folosesc așa ceva. Mulțumesc frumos, multă sănătate vă doresc. La fel vă doresc și eu dumneavoastră. Dar dacă ați venit să-mi luați un interviu în legătură cu conducătorul. Care dintre ei? Nu Dumnezeu, că Dumnezeu ne conduce pe toată lumea. Așa. Cu conducătorul nostru, principal de la București. Obișnuiți să vă împrumutați frecvent la CRP? De vreo 15 ani, da. Când am nevoie. Nu doar în preajma sărbătorilor. Nu, când am nevoie. De exemplu, acum am avut nevoie și am luat. Sunt buni bănuții ăștia. Sunt pentru că am fond mare și nu mai îmi trebuie... Girant, nu-mi trebuie nimic. Am scot cât am nevoie și îi plătesc repede, în câteva rate. În cele 11 filiale, CRP Vâlcea numără peste 30.000 de membri, pensionari sau angajați care s-au înscris în această structură.